A fost aglomerație la munte, la Sinaia, îndrăgostiții au ales să petreacă Valentine's Day pe pârtile de înălțime. Au avut parte de vreme bună, dar și de aglomerație. După ce au trecut de cozile formate la stațiile de îmbarcare a telescaunului, odată ajunși pe pârtii, turiștii s-au bucurat și au sărbătorit dragostea așa cum au știut mai bine. Am scăpat de copil, l-am lăsat acasă și am venit de Valentine's Day să schimb și de pârtii. Dragostea plutește în aer, să zicem așa. Ce mai aveți astăzi în program? Ce surprize vei face, soției? O să o burgeră puțin cu zăpadă. Mai târziu o seară romantică? Da, neapărat. Este pregătită deja. Neapărat o seară romantică. Super! Vremea e foarte bună, ne bucurăm de soare și de peisajul minunat de aici. Este o zi minunată, iar pentru ei este prima dată când urcă cu telegândele. Da, ce surprize ai pregătit, iubite! Nu întrebare! Am arătat-o deja. Da? Da. Ne, deci nu e secretul în momentul de față. Da. Ce veți mai face? Secretarea socială, dar încă n-a avut curaj. N-a avut curaj? N-a avut încă nu. Ce mai aveți astăzi în program? Cred că o să plecăm spre casă, spre București. Da. Ce ați făcut astăzi aici? V-ați plimbat? Am urcat cu telegondola, apoi ne gândeam să urcăm mai sus, dar... No, încă n-au ei curat să urce mai sus. Vremea a ținut cu turiștii, mai ales că pârtile din Sinaia sunt perfecte pentru practicarea sporturilor de iarnă în această perioadă.